De câteva zile, fratele meu îmi spune că aici, prin cartierul ăsta, sunt niște copii care chiar vor să facă o poză cu mine și nu au prins ocazia. Așa că o să mă prefac că mă duc până la profi să-mi iau ceva de mâncare sau ceva de băut, numai ca să ies să mă vadă copiii ăștia să-și facă o dată plăcerea, că am înțeles că stau foarte mult pe aici și vor și ei, frate, și nu știu, vreau să văd reacția lor, ok? Hai că las geamurile așa. Am luat cheia și hai să mergem să vedem ce zic. Ia ziceți, bă, ura! 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 Care, pe puștea asta vreau să... Ia, boss, tu-mi dai like? Care, mă? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, cât sunteți? Da, mă, mergeam la antrenament și m-am trezit copiii ăștia pe ce mi-a spus el că... I-a spus că veneau aici și nu mai putea să ierd după ei. Și am vrut să-l filmez, doar că era cu camera de pe față. Și a intrat unul în sală ca să-l vadă. Da, dar a venit și unul cu bicicleta dintre voi. Nu, eu știu. Care a fost ultimul? Care a fost ultimul capitol? Ăla cu avatarul nou. Avatarul nou. Nu, ăla cu Water Battle Clip. Cu pug. Oh, 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 hai, hai. Te-am spus eu că e skin? Mi-ai dat like la ultimul video clip? Nu-mi faci joc, zic, cum să-mi faci? Deci, ei mă urmăresc. Faci mai ce-ți fac. Da. Nu știu, zic ce habar n-a făcut. Wow, care mă urmăresc? Poate mă. Wow, păi hai bă că vă pun în vlog atunci, nu? Mamă, cât ține. Uite-ne cum te cheamă. Pe mine? Da. Nechita Tudor Ștefan. Cine sunt eu? Zici și sunt, salut! La unii trebuie să le semnești pe deck. Eu acasă, frate, am dat, am făcut poze, am dat autografe, deci eu n-am crezut că se întâmple așa ceva la suma asta de abonați în Bacău. A fost super genial, deci rămâi așa un pic uimit când vezi că lumea asta chiar te urmărește și te cunoaște totuși prin mediul internetului, știi? Și e foarte tare să vezi că atunci când am venit, frate, deci a fost o senzație de aia când mergeam așa și toți erau ceva în el. Băi, ești nebun. Înseamnă ceva, știi? Adică chiar e ceva și e foarte tare senzația asta. Mi-a făcut o plăcere deosebită să-i văd pe puștanii ăștia aici. Nu știu, sperăm la cât mai mult și sperăm ca armata asta se ducă până sus, să rămânem mereu modești, să nu uităm unde am plecat, știi? Foarte tare și acum cred că mă pun să editez vlogul ăsta cu tipii ăștia. A fost super tare, nu pot să cred, am dat autografe și pe trotinete, deci pe biciclete, oricum a fost super tare. Pace tuturor, a fost... sunteți ok, sunteți super tare, ok, da? Bun, hai că mă duc și vă salut, vă zi frumoasă, pa, pa!